Mă bucur că sunt cu voi și că putem avea discuția asta despre lucrarea la care Dumnezeu v-a chemat. E un lucru extraordinar să discutăm despre lucrurile pe care Dumnezeu le face cu oameni, printre oameni. Așa că pentru început, pentru cei care vor urmări discuția asta, ar fi bine să vă cunoască puțin. Puteți să povestesc câteva lucruri despre voi, de unde sunteți? Da, și noi ne bucurăm ca să putem să discutăm despre lucrarea Domnului. Mă numesc Marian Ciuc Emilian Mihai, din Siret, județ Suceava. Sunt a treilea copil dintr-o familie cu 11 copii, acum am rămas 10. Prin Harul Dumnezeu am crescut într-o familie de credincioși și la vârsta de 18 ani Domnul s-a îndurat și de mine și am fost mântuit. Am înțeles imediat că Dumnezeu are nevoie de copii care nu doar sunt mântuiți, dar copii ascultători care să ducă mai departe lucrarea pe care el a început-o de răspândirea Evangheliei. Pentru început m-am implicat în lucrarea cu copii, cu AMECU și apoi ajutat de frații presbiteri, am plecat să urmez cursul la o școală biblică de misiune pentru a mă pregăti în a sluji mai eficient în lucrarea Domnului. Acolo la școala biblică am întâlnit-o pe Loredana. Mă numesc Loredana Mărianciuc, sunt din satul Mare, județul Satu Mare. Vin dintr-o familie dezbinată. Mama s-a întors la Domnul după mulți ani de suferință. Și apoi Dumnezeu s-a durat și de mine și la 13 ani l-am primit pe Domnul în inima mea. Și de atunci am început să mă implic în lucrarea cu copiii, în biserică, în biserica Harul din satul Mare. Apoi am început să mă implic la tabere creștine și tot atunci Domnul mi-a pus pe inimă lucrarea de misiune și tot așa am plecat la o școală biblică de misiune și l-am întâlnit pe Emi. Deci putem să spunem că e recomandat ca tinerii, după ce se întorc la Domnul, să caute, să slujească pe Domnul. Și în contextul ăsta, dar e normal, nu? E normal că în contextul ăsta slujirii, a studierii, a cunoașterii lui Dumnezeu, Dumnezeu să aducă oameni împreună, nu oameni care au aceeași dorință, aceeași pasiune, aceeași daruri spirituale pentru slujire. V-ați cunoscut la școală pregătindu-vă pentru misiune, vă gândesc, nu? V-ați căsătorit? Noi ne-am cunoscut în toamna anului 2003. După 3 luni de zile de prietenie, ne-am logodit și apoi, în vara anului 2004, ne-am căsătorit. Amândoi am plecat într-un mod foarte serios în această relație. De la început foarte deschiși am fost că personal n-aș vrea să încep nicio relație de prietenie care nu sfârșește cu căsătoria. Și la început am plecat pe această linie. Amândoi am înțeles că asta vrea Dumnezeu de la noi și da, n-a durat mult așa o relație de prietenie, ci foarte direct ne-am căsătorit în vara anului 2004. Apoi am mai continuat un an de școală ca și familie, căsătoriți. Da. Foarte frumos. Cei mai mulți tineri așteaptă mult să se cunoască, să vadă, dar e foarte important să vedem modele, oameni care pur și simplu au înțeles voia lui Dumnezeu, au fost convinși că Dumnezeu îi cheamă să căsătorească și l-au căsătorit. Da? Exact. Și mai frumos când amândoi da, ați slujit pe Domnul și ați iubit pe Domnul în direcția asta a misiunii. Cum ați înțeles că Domnul vă cheamă să mergeți în afara țării? Pentru că și în România oamenii au nevoie de Dumnezeu. Și în România oamenii au nevoie de Evanghelie. Și ca peste tot. Dar cum ați înțeles în mod clar chemarea Domnului de a merge în afara României? Adunarea noastră de cea de la Siret era implicată și este implicată în lucrarea de misiune din Republica Moldova, din Ucraina. Și chiar de la, mi-aduc aminte, eram la tineret,
când cu grupul tineret vizitam la început satele din jurul orașului și apoi am făcut călătorii misionare în Republica Moldova, împreună cu adunarea și în special cu tinerii adunării. Atunci cred că prima sămânță a fost semănată când eram un adolescent și am vizitat Republica Moldova, o misiune externă plină de aventuri, pentru că pentru mine fiecare aspect din călătorile misionare m-a influențat într-un fel sau altul. Și cred că atunci Dumnezeu a început să îmi deschid ochii ca să înțeleg că nu doar Siret, nu doar România, ci de fapt este mult mai mare lucrarea în care Dumnezeu vrea ca să ne implicăm. Pentru mine, atunci când am plecat la școala de biblică de misiune, am știut că Domnul vrea ca să slujesc în străinătate, în afara României. Pentru început mă gândeam poate chiar Ucraina sau Republica Moldova, dar în schimb Domnul mi-a arătat că de fapt planul lui este altul. Și dau slavă Domnului pentru asta. Loredana, tu cum ai înțeles sau ai înțeles chemarea Domnului de a merge în misiune înainte să vă căsătoriți sau după ce v-ați căsătorit? Cu mult înainte să ne cunoaștem. Chiar după ce am fost mântuită și m-am implicat în lucrarea cu copii. Pe la 14 ani, fratele misionar care era în biserică la noi, în satul mare, avea o predică specifică pentru misiune și în predica respectivă a adus aminte și de Africa și cumva a întrebat-o pe mama mea direct în biserică, ce îi spune dacă Dumnezeu cheamă pe Loredana în Africa? La care mama mea nu știa ce să răspundă. Și cumva de atunci a fost o sămânță. A fost un cuvânt profetic. Nu o să spun și așa. Dar a fost și ca și un vis care poate cumva se va împlini. Dar mergând la școala de misiune, deja eram sigură pe direcția de misiune în Africa. Mai ales că acolo la tabără unde am fost și implicată, a fost o misiune deschisă în Malawi. Și urma să fac un singur an de școală biblică, pentru că ei mă cunoșteau, am crescut împreună cu ei. Dar Domnul a hotărât să nu merg singură în misiune și l-a trimis și pe ei acolo. Da. Acum încep să înțeleg că, de fapt, Domnul a pus toate una după alta, în așa fel încât să nu existe probleme. Mă, m-am căsătorit, dar o vrea soția să meargă după mine în capătul lumii, la sălbatici. Da, la voi a fost, Dumnezeu a orchestrat lucrurile mult mai frumos și le-a pus împreună. De ce Malawi? Acum am înțeles și e clar, Dumnezeu a chemat în misiune, lucrare și mi-a plăcut foarte mult, Emi, că ai vorbit de faptul că împreună cu tinerii din adunare ați mers. Adică ar trebui să spunem mergând, da, mergând și făcând, implicându-ne în diferite lucrări de genul ăsta, Dumnezeu începe să lucreze la inima noastră, nu? Da. Este adevărat. Cât am înțeles eu din Scriptură, Dumnezeu se folosește nu neapărat de oameni pregătiți teoretic, ci de oameni care se pun la dispoziția Lui. Și chiar dacă nu ai oarecare pregătire teoretică sau nu ești o persoană foarte capacitată, dacă te pui la dispoziția Dumnezeu, Dumnezeu te pregătește pentru lucrare și se va folosi de tine. După primul an de școală biblică, fratele director misionar care era acolo la școala biblică a prezentat despre Malawi. El a început o lucrare în Malawi și după primul an a prezentat elevilor lucrarea pe care a început-o în Malawi. Atunci inima mea a început să bată puțin mai tare, mai ales că fratele a început să prezinte în detalii despre Malawi, despre Africa, despre nevoia de misionari acolo. Interesant este că după ce ne-am cunoscut, ne-am căsătorit, Loredana a ținut pentru ea ceea ce ea credea că Dumnezeu vrea de ea, să meargă în Africa. După ce am fost la primul interviu cu fratele director, a discutat despre ce Domnul i-a pus pe inimă, ce vrem să facem, atunci când eu am spus fratele, mă gândesc și mă rog ca Domnul să mi-arate clar dacă Malawi este locul unde vrea ca Domnul să slujesc, Loredana s-a uitat la mine, mi-a aduc aminte, a început să plângă și a spus
Emi, eu am știut că acolo vrea Domnul ca să mergem să slujim. Dar n-am vrut să-ți spun ca să nu te influențez. Și am văzut cum Dumnezeu pregătește fiecare detaliu, fiecare treaptă pe care să mergem ca să ajungem acolo în El, ca să-L slujim. Loredana, pentru tine totul a fost clar. Da. Cumva a fost timpul în care nu mă gândeam la nicio relație, nu mă gândeam la căsătorie. Dumnezeu așa a lucrat încât aveam o singură direcție. Știam că vreau să slujesc pe Domnul, știam unde și eram gata să fac lucrul ăsta. Și când l-am cunoscut pe Emi, parcă prima dată aveam așa emoții, frică, Doamne, dar eu nu vreau, dar Doamne... Eu mă duc în misiune, Doamne! Da. Și ne-am rugat, am avut chiar un timp special de mai mult timp până să intrăm într-o relație serioasă și așa. Și am văzut clar că Dumnezeu, da, asta vrea și... N-a fost nicio urmă de îndoială că Dumnezeu m-a ales pe mine pentru Emi și pe Emi pentru mine, special pentru lucrarea de misiune. Și asta ne-a ajutat de-a lungul anilor să, chiar și cu anumite lucruri care ca și familie ne confruntam, știind că este voia lui Dumnezeu să te căsătorești, nu poți să eșuezi. Că e cea mai mare încredere pe care poți să o ai. E fascinant ce ai spus acum. De ce? Pentru că astăzi tinerii când se căsătoresc îi întrebi ce îți place la... De ce îți place? De ce vrei să te căsătorești cu fata X, nu cu Y? Și el spune, păi, e frumoasă, e deșteaptă, e, uite ce extraordinar. Și întreb, bun, dar dacă lucrurile astea trec, nu o să mai fie, ce te ține? Și mi se pare fascinant convingerea că Dumnezeu te-a chemat să te căsătorești. Nu eu, nu altcineva, Dumnezeu m-a chemat, Dumnezeu ne-a hotărât unul pentru altul. Convingerea asta e extraordinar să te țină peste, prin orice greutate și da, e foarte frumos. Ați plecat în misiune. În ce an ați plecat în Malawi? Am plecat în toamna anului 2006. De fapt, noi trebuia să plecăm în anul 2005, dar cred că Dumnezeu a spus că mai avem nevoie de pregătire, pentru că atunci ne-a dăruit pe Samuel, băiețelul nostru, și n-am putut să călătorim cu el până el a avut o vârstă ca să poată să primească vaccin și să ne pregătim pentru lucrare. Și atunci am așteptat un an și câteva luni, am așteptat până în octombrie 2006, când am plecat în Malawi cu școala biblică și urma să stăm acolo 2 ani de zile ca să vedem cum ne adaptăm, cum dacă credem că acolo este locul unde Dumnezeu ne vrea, cu toate că ne-am știut sigur că acolo ne vrea Dumnezeu. Și am văzut cum Dumnezeu a pregătit chiar resursele, chiar ne-a pregătit și pe noi, a pregătit tot pentru ca noi să fim gata să îl slujim acolo în Malawi. Cum pentru bărbați să mergi în misiune cu un copil e altfel decât pentru o femeie, nu? Cum a fost să plecați cu un copil mic de un an și câteva luni în misiune? Ca să vă spun puțin de reacțiile celor din jur. Înainte să plecăm în Malawi, eu lucram la grădinița aici, la Siret, la grădinița creștină. Și Samuel era mic și inspectoarea de la Suceava venise în inspecție și știa că eu predam limba engleză. Și a întrebat pe tata socru, unde e doamna aia care predă limba engleză? De ce nu e aici? Păi nu, se pregătește să plece în Africa. Cum? Du-mă la ea! Au urcat în mașină și au venit la noi acasă. Mai aveam 2 zile până să plecăm în Africa. Și au fost oameni care nu au înțeles. În schimb, pot să vă spun că pur și simplu Dumnezeu m-a pregătit și nu m-am gândit la vai copilul ăsta mic. Știam că dacă Dumnezeu merge cu noi, totul va fi bine. Și da, a fost la început ca și o aventură, adică am mers cu 2 bagaje, țin minte, am cumpărat și nu gândeam că nu o să găsim acolo, dar tot așa. Atunci când te crezi Dumnezeu și e sigur că Dumnezeu te vrea acolo, mergi cu toată încrederea. Aleluia!